Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Începe Deșteptarea, emisiunea voastră favorită la Europa FM. S-a ajuns și la asta în timp ce primăria voluntari dacii de lângă București cumpără medalioane magice anti-Covid. Primăria celui de-al doilea mare oraș din Noua Zeelandă, exact la antipozi. Dacă bagi Andreaua, pac, ieși în Christchurch. Deci primăria din Christchurch, ce tu îți ducă? Noua Zeelandă la antipozi, adică taman pe partea, partea a globului. Da, nu cu Andreaua era. O Andreea foarte lungă, dacă o vâri, uite, din voluntari, din curtea domnului Pandele, așa. Stai mă puțin, pământ. Prin centru, pac, este la primăria din Christchurch. Da. Este universul paralel. Da, corect. Pământul nu e plat? Așa asta ar putea fi o discuție. Dacă pui o Andreea și ea pe lung... Așa zi. Bun, revenind. Deci primăria și-a concediat, atenție, vrăjitorul oficial. Ce-a făcut? Vrăjitorul oficial. Au vrut vrăjitor. Da, l-au dat afară pe așa. Acest vrăjitor pe nume Ian Brackenbury Channel a împlinit recent 88 de anișori și era angajat deja de două decenii. Și avea un salariu anual de aproape 11.000 de dolari. Bătaie de joc. Vrăjitor. În Noua Zeelandă vezi că 11.000 de dolari mor de foame frumos, adică-s bani de Pepsi. Da. Păi ar cheamă channel, gen canal? Da. Adică... Da, exact. Media canal. Da. Ian Brackenbury Channel. Niște birocrați care nu au nicio imaginație, a comentat vrăjitorul decizia consilierilor locali. Printre, el făcea mai multe lucruri. Printre altele, vrăjitorul invoca și ploaia în perioadele de secetă. Deci, ca la noi, numai că noi avem popi pentru asta. Ai văzut că mai fac din când în când. Ies pe străzi când e secetă. Totuși, cred că a văzut Marele Alb vrăjitorul ăsta și dar, a demisia. Inuman să-l concediez la 88 de ani. Adică... Da. Principala lui menire a vrăjitorului era, de fapt, să fie o atracție orașului și era considerat o operă umană vie. Primise în 2009 medalia serviciilor coroanei. Deci avea și recunoaștere. Era un personaj. Un personaj din multe puncte de vedere. Adică mai făcea și declarații publice. Cum a început? Ce se întâmplă? Cum a început el? Deci, la un moment dat, el e de fapt un englez. Un englez imigrant. A plecat... De fapt, e magician, nu vrăjitor. Da. Asta. Deci, el a plecat din Marea Britanie și s-a stabilit în Christchurch, un artist stradal. Și își câștiga pâinea ca artist stradal, făcând Sanchi vrăji pentru turiști în piața centrală din Christchurch. La noi se cheamă Alba Neagră. La ei lor le-a plăcut foarte. Lor le-a plăcut foarte mult. S-au strâns turiștii, a primit și evaluări pe TripAdvisor, 4 stele din 5. Uh-huh. Deci mai avea de învățat totuși. La 4 din 5 nu ești chiar pe treabă. Dacă era român și nu era englez, era 5 din 5 fără probleme. Dacă nu era român și era englez. Da, la un moment dat, prin anii 70, primăria a încercat să-l și oprească de la vrăj. Publicul s-a opus foarte tare. Lăsați jos labele de povrăjitor. Da. Practic și-a vrăjit publicul în felul ăsta. Făcea și declarații din când în când. La un moment dat a făcut... Ea avea o anumită atitudine față de doamne și domnișoare. A spus la un moment dat, citez, de pe site-ul Digi24, că doamnele și domnișoarele nu trebuie bătute. Pentru că, citez, se învinețesc prea repede și le vor spune și altora ce s-a întâmplat. Deci ceva experiență avea. Da. Da, acum totuși primăria din Christchurch a ajuns la concluzia că e momentul unei modernizări și a anunțat că renunță la serviciile sale. Mă gândesc că poate l-angajează domnul Pandele la voluntari să dea mana la medalioane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.